disperați pierd butoanele din spitale. Panică în spitalele morții gestionate de oamenii magicianului. Și o anchetă devastatoare despre Coldea și rețeaua drogurilor, caracatița narcoticilor, nenorocește România. O veți vedea și pe blonda arestată pentru trafic de droguri, pozată la șchif cu Coldea. Iar dosarul de trafic de stupefiante s-a evaporat. Probabil generalii Coldea și Dumbrava ar putea să ne dea mai multe detalii dacă ar fi o lecuță mai vorbăreți. Până atunci, vă arătăm legăturile lor cu cartelul Sinaloa și cu mafia albaneză. Și un interviu exclusiv ce făceau generalii în vila de la Monte Carlo. Omul de casă al fostului șef SRI dezvăluie totul la România TV. Nu în ultimul rând comentăm misteria rasistă declanșată după cel mai mare concert. Cine e de fapt tânărul hoiduit de mii de oameni? Breaking. Dezvăluiri șocante despre misterul morților în masă de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Care a fost influența lui Vlad Voiculescu în sănătate după ce a fost demis? Aflăm totul din materialul următor. Sfântul Pantelimon din capitală. La începutul lunii aprilie, în decurs de 4 zile, au murit 17 persoane care se aflau la secția de terapie intensivă. Anchetatorii au fost sesizați de un angajat al spitalului care susținea că personalul ar fi redus doza de noradrenalină necesară pentru creșterea sau menținerea tensiunii arteriale. Procurorii au început atunci urmărirea penală in rem cu privire la infracțiunea de omor. S-au redus dozele intenționat? Lasă că sosesc, să știi. Considerați că merită aparținătorii această ignoranță? Sunteți șefa acestei secții. Nu considerați că aveți un punct de vedere? Vreți să mă lăsați, vă rog, toată declarația? Spune câteva cuvinte ca să fim civilizați și să putem transmite un mesaj. Nu vi s-au părut suspecte acele morți în doar 4 zile? Nu merită o explicație? Aparținătorii s-au redus dozele în mod intenționat? Nu mă atingeți, da? Ați vrea să nu mă atingeți. Vă rugăm foarte mult, stați puțin să ne explicați și nouă ce s-a întâmplat. O declarație, nu? Acolo unde trebuie, da? O declarație în fața opiniei publice? Nu credeți că aparținătorii merită o La două luni distanță, după mai multe audieri pe bandă rulantă, o asistentă, audiată la începutul anchetei și inițial martor în dosarul privind cazurile de deces de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București, a fost reținută pentru mărturie mincinoasă. Ulterior, aceasta a fost lăsată în libertate. Anchetatorii consideră că ea știa ce s-a întâmplat la secția ATI, dar a refuzat să dea informații în timpul audierilor. 4 anchete au fost deschise la Spitalul Sfântul Pantelimon după moartea celor 17 pacienți în secția ATI. Ancheta Corpului de Control al Ministrului Sănătății, ancheta internă a spitalului, ancheta Colegiului Medicilor din București. Toate acestea s-au încheiat fără să identifice nereguli, iar a patra anchetă este cea a procurorilor, care este în curs. În tot acest timp au ieșit la suprafață mai multe informații șocante despre trecutul Spitalului Pantelimon. 48 de oameni au murit în mod suspect într-o singură noapte anul trecut. Informațiile șocante au fost făcute de concubinul unei asistente medicale. În septembrie, mi-aduc aminte, 100% au murit 48 de persoane într-o noapte. În septembrie anul trecut, într-o noapte. Deci au murit până dacă toți dormeau, tot persoanele dormeau. În spital acolo, să dau cuvântul meu de onoare, acolo dacă ai intrat și nu le dai bani, nu am niște. Deci prietenul meu care stă la scară 2, la internatul social lui, i-a fost rău pe pământul, i-a fost la pandemie. Și-a sunat, îi zic, bă, vezi, uite, ești ăla, da, uite, tu. Și că nu, că n-am voie să-l văd, că e intubat. Și mi-a trimis doar o poză. Da, și că nu mai are mult de pe el. Zic, bine, că a plecat în picioare. Dezvăluirile șocante vin să confirme înregistrările șocante ale angajaților spitalului difuzate de România TV. Domnul era la 20 de ore. Și le arată la unul, nu are șansă să trăiască. Dacă el are data cu 20, în niciun caz.
În câteva ore intră în stop pacientul. Și ce tensiune avea? Păi eu, un ora la 110, la 20, așa a scăzut la 45. Auzi, dar pacienta asta nu se numea că a murit, știi? A, nu mai știu. Nu mai știu. Iar asta nu este tot. În urma dezvăluirilor făcute la România TV apar noi acuzații. Un bărbat care și-a dus mama la analize la spitalul Sfântul Pantelimon a dezvăluit pe internet că i s-a cerut șpagă. Mi-a fost recomandat să o internez pe mama la acest spital, la Sfântul Pantelimon, pentru niște analize, pentru un computer tomograf. Persoana care m-a trimis acolo mi-a spus să pun în plicul cu acte 250 de lei. Eu am zis, bă, mama e asigurată, la stat n-are rost, nu văd de ce, nu vreau să fac chestia asta. Bun, m-am dus acolo cu mama, așa cum mi s-a spus, seara la ora 9, pentru că era de gardă această doctoriță generalistă. Duceți-vă acasă și vă anunțăm când terminăm analizele și avem rezultatele computerului tomograf. Cum am ajuns acasă, am primit telefon de la persoana care mă trimisese și spune să nu uita să puneți bani în plic. Deci mie mi-a fost clar că doctorița a sunat persoana de contact și că i-a spus că n-a primit bani. La ora 1 noaptea primesc telefon de la doctorița respectivă. Mă duc acolo, zicea, e grav, are cancer în metastază. Vă dați seama ce șoc poți să ai în momentul în care ți se spune o chestie ca asta, că trebuie operată. Că zic, păi și cât costă asta? Că na, m-am mai asigurat, nu costă nimic. Nu, zic că ha, ha, ha. Așa s-a dat pe spate și face. Haide, veniți cu ea că operăm. Vreau să vă arăt pe foile de analize ce scria de fapt. Stază stercorală difuză, care nu înseamnă nici de cum metastază și nici de cum cancer. Mama este bine, mersi și acum. Doamna doctor se numește doamna doctor Constantinescu, medic generalist. Același nume, Steliana Constantinescu, este pomenit și de concubinul Alinei Duță, asistenta care și-a transformat apartamentul în farmacie de medicamente furate. Aici să nu... Perfuzia asta aici e pentru... Uite, asta de exemplu, ăsta, nu știu care este. E vreo 80 și ceva, a, e la 1 milion, e un... Dacă ai de asta aș cumpăra. Uite, intră în dormitor. Astea-s de spital, le pui când intri în... Nu le pot toate. De ce faci, ești importator? Ăsta e 9 milion. Unul singur. Dacă nu-l ai... Bun, gândește-te că eu am avut medicamente mai multe în casă, mai multe. Deci eu sunt sufragerii, deci medicamente și rețetare, care pare că le-am ascuns să le bag sub pat. Deci știi cum pui vând rețetele asistentele? Cu ștampilele medicilor, la drogați. În urmă cu 8 ani, tot la spitalul Sfântul Pantelimon din capitală, șefa de atunci a secției ATI, Laura Constantinescu, a fost înregistrată de un alt medic în timp ce le-a explicat celorlalți medici pe cine preferă să salveze, în condițiile în care medicamentele nu ar fi fost suficiente. Ulterior, șefa ATI și asistenta șefa au fost suspendate din funcție. Ministrul Sănătății. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva este să încetezi să-l minți. Ce folos că am bani, femei și am de toate. Nu am somn, nu-s liniștit măcar o noapte. Ațipesc și visesc că cineva la ușă-mi bate. Niște gaburi care vor să facă dreptate. Mă feresc de gardă, nu mai vreau. Am sătura pe goană să mai stau. Vlad Voiculescu, cel care a fost ministrul sănătății în guvernul Cioloș, dar și în perioada sumbră a pandemiei de COVID-19. Crimele de la ATI Sibiu. Procurorii sibieni s-au autosesizat în 8 martie și au deschis 13 dosare penale pentru ucidere din culpă, după apariția unui articol în publicația locală Turnul Sfatului, în care un fost angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu din secția de terapie intensivă a povestit, sub protecția anonimatului, că în ATI au fost omorâți oameni în stare gravă
gravă cu COVID-19 și că el însuși a ucis oameni. Procurorii au reținut faptul că personalul medical din cadrul Spitalului Clinic Județean Sibiu, secția ATI, dedicată bolnavilor infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu intenție nu administrează tratamentele corespunzătoare afecțiunilor pe care persoanele internate pe secția respectivă le au, ci le administrează doar anestezice și sedative, aspect care duce la moartea marii majorități a pacienților astfel tratați. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a solicitat demararea unei anchete de către o echipă formată din reprezentanții ai Corpului de Control și Inspecției Sanitare de Stat la Spitalul Județean de Urgență Sibiu, unde au fost sesizate nereguli privind pacienții de la ATI COVID sedați și legați de pat. În ciuda acestui anunț al lui Vlad Voiculescu, nu au fost luate măsuri împotriva medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, nici nu a fost făcut public raportul Corpului de Control. Un alt scandal morbid în care a fost protagonist Vlad Voiculescu a fost cel legat de înmormântarea pacienților COVID. Vlad Voiculescu a spus că nu era la curent cu faptul că persoanele decedate de COVID erau înmormântate fără haine și băgate în saci negri. Acesta a spus în fața jurnaliștilor că un astfel de ordin nu există. Ulterior, după ce presa a dovedit că acesta minte, Voiculescu s-a apărat spunând că nu el a scris ordinul prin care se reglementa această abominație. În sache este dezbrăcată și hainele pe piept. Unde suntem? Unde trăim? Uitați cum ne ține pe aici. Nu vrea să o ducă în biserică, oameni buni, nu o lasă în biserică cu ce a greșit. În saci să nu ne lase să îngropăm creștinește, uitați. Nu o pune în biserică, oameni buni. O pune ca spânzurații. Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de șef al sănătății de Florin Câțu în anul 2021. Însă, cu toate acestea, magicianul a făcut o magie și le-a lăsat loc oamenilor lui prin spitale și ministere. De exemplu, cel mai recent caz este cel al protejatei lui și anume Oana Sivache, fostul director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Oana Sivache a fost plasată sub control judiciar de DNA pentru că e acuzată că ar fi primit mită în valoare de 8.000 de euro de la managerul interimar al Spitalului Colțea, Bogdan Furtună, pentru numirea acestuia în funcție. Și Bogdan Furtună a fost plasat sub control judiciar. Oana Sivache l-a denunțat anul trecut la DNA pe directorul adjunct de atunci, Cristian Plută, pentru că lua 5% din contractele pe care le încredința firmelor de construcții, cărora le acorda prin atribuire contracte de reparații în diverse spitale. Plută i-ar fi propus Oanei Sivache să împartă mita, dar ea a refuzat, spun procurorii DNA. V-am pus, uitați, aveți aici, eu am plecat și atunci aștept orice, când îmi ziceți orice, imediat am declanșat. Bine, 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 ce avem acolo? Ce avem, mă? Lucrarea, mulțumim. Stai, mă, zi Plută. Boss, omul e ok, asta spune, ce avem în pungă? 20.000 pentru, păi, eu am crezut că ți-a dat deja sau că urmează să-i dea. Eu las lucrurile să curgă elegant, șefa. Da, mă, da, hai că vorbim noi între noi acum. Vine omul cu 20.000 aici. Deci fii atent că-mi bate inima. Nu, deci eu mă simt prost rău de tot. Și ăștia îi împărțim la 3? La 2? Ai, nici aici nu putem să vorbim. Îi împărțim la 2. În afară de șpăgara Oana Sivache, Vlad Voiculescu a importat încă 4 persoane controversate, care au condus și conduc încă ASMB. Alexandra Cacioianu, actual membru în Consiliile de administrație a 3 spitale din subordinea ASSMB și angajată la ASSMB pe o funcție necunoscută, este nimeni alta decât fiica milionarului Virgil Cacioianu, fostul director al șantierului naval Giurgiu. Olguța Rusu, expert financiar în cadrul ASSMB și membru în Consiliile de administrație a 7 spitale din subordinea ASSMB, a lucrat 12 ani în cadrul firmei Mike International SRL Voluntari, specializată în comerțul cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie. Claudia Pleșan are studii de contabil și este directorul economic al ASSMB. Claudia Pleșan s-a remarcat prin faptul că a intrat în vizorul DNA, fiind interceptată în scandalul doctoriței cu diplomă falsă de la Spitalul Ilfov. Claudia Pleșan este membru în consiliile de administrație a 9 spitale din subordinea ASSMB, iar soțul acesteia este și el angajat la ASSMB pe o funcție necunoscută. Eleonora Manuc, șefa serviciului Inspecție Specială și membru în consiliile de administrație a 2 spitale din subordinea ASSMB. Aceasta are o experiență de 6 ani în cadrul companiei Romanian Soft Company, fondată de Sebastian Vlădescu. Despre această companie se știe că a derulat afaceri cu spitalele din București din subordinea ASSMB.
Domnule colonel, păcăliciul ăsta de Vlad Voiculescu, un personaj fără niciun venit declarat legal, călărește sistemul de sănătate în contextul în care nu mai e ministru de jumătate de veșnicie și nici măcar ai lor nu mai sunt teoretic la putere peste spitale. Omul nu are nicio treabă în continuare, directorii sunt aia puși de el, la o rânduire acolo la București unde a venit miliția și a salutat-o pe Sivache, au pus altul pus de el și așa mai departe. Da, dacă vorbești cu Nicușor Dan, o să spună că pentru spitale trebuie să te adresezi lui Vlad Voiculescu. Da. Păi, da, deci mie asta mi se pare genial. În calitate de ce? Domnul Ciuta, cu ce scuze înainte de... Deci vreau să faceți precizarea că ce face Vlad Voiculescu este pe zona spitalelor care țin de ASSMB. Poftim? Da. Adică... Știți de cine ține ministerul, de cine ține spitalul Sfântul Pantelimon? Păi, de Ministerul Sănătății, condus de Rafila. Știți cine a pus și ține managementul acolo? Vlad Voiculescu, bine ați venit în lumea noastră, a celor care trăim în realitate. Ați dat-o pe Oana Sivache cu șpaga și la astea și Oana Sivache era directoare... Nu ne întoarcem la Pantelimon unde au murit 50 de oameni în două luni? La ATI? Ne întoarcem? Vedem cine pune oamenii acolo? Și cine ar trebui să conducă? Dumneavoastră ziceți că... Cine da, eu zic Rafila, că Rafila nu e în stare să dea oamenii lui Voiculescu afară, spre exemplu. Sau nu vrea, sau n-are interes, sau sunt blat. Mai vreți? Oricât de mic aș fi eu cu Rafila, e inadmisibil ce se întâmplă acolo. Să fură medicamente cu camionul din spital, să decontează analize care ar trebui să fie gratuite. Mor oamenii pe capete și Rafila a trimis un milițian în rezervă care fără drept de control acolo și care a zis că actul medical a fost ok. Despre asta este vorba. Blat. Dar care ar fi interesul lui Rafila să protejeze oamenii lui Vlad Voiculescu? La multe asta mă întreb și că mi-e scapă chestia asta. Că există o turbină comună. Poate să fie Big Pharma, implicare în niște afaceri comune. Sau nu poate, Victor, pentru că oameni de tipul ăsta care ajung și de fapt, noi aici nu vorbim de oameni, aici vorbim de rețele de interes. Da! Uriaș. Care îl iau pe X și îl pun acolo. Uriaș, la Colentina, da. Cred că au pus 10 manageri, da. Interimari, toți interimari. Da. Da? Unii au stat 3 luni, au cu fiecare cum i-a lăsat Dumnezeu. Câte 6 luni la ține de primărie, da? Deci îi schimbau ca pe ciorapi. Păi când l-a luat pe Plută ăla, totul având la bază... Că ciubuc de la unul să-i pronunciască interimat. Totul având la bază, pe interimatul e cel mai simplu de gestionat, da. Nu? Simte omul că dacă îi dai concurs, după aceea te mai bagă în seamă. Deci e vorba de rețele de interese care țin de reabilitarea spitalelor, care țin de medicamente, care țin de servicii. Sunt bani, da. Sunt foarte care mulți bani care... Care morgă, să știi. Unele dintre da, țin intră, de intră servicii. Acolo, intră da. Acolo, în, tot în... Deci de-aia spun că nu oamenii de fapt sunt importanți, ci rețelele. Iar rețelele întotdeauna vor ști să-și găsească loc până la ministru. Ok, nu mai poate Voiculescu, mergem la ăla. Nu, poate nu ajungi direct la ministru, dar ajungi la un secretar de stat. Și e suficient. Sau la un șef de cabinet. Și să nu la acasă, nu? Și în continuare asta acolo, continuă, m-a întâmplat vă nicio da. Care ziști. În continuare acolo o să petrec aceleași oruri și aceleași atrocități. Și singurul om care plătește de spitalul ăla e omul care i-a denunțat. E singurul care nu mai e pe funcție. De la parchet, că nu cred că dacă se îngroapă și acolo, atunci într-adevăr... Da, deci e absolut ireal ce eu ți-am spus, nu cred că se poate întâmpla așa ceva, dacă se întâmplă, trăim într-o lume pe care... Ușor, ușor, nu mai începem. Eu nu mai înțeleg. Da, mulți nu mai adică înțeleg. Adică pare ușor din, deja din romanul lui Stephen King. E absolut stupefiant, repet. Și dincolo domnul de aia... Da, vă rog, domnul Harnagea. Sistemul de sănătate este o rușine națională. Da. Nu trebuie să ascundem lucrul ăsta. Și rușinea asta națională crește zi de zi, fiindcă nu se ia nicio măsură. Toți se acoperă unii pe alții. Exemplu clar este Pantelimon. E ceva de groază. Degeaba așteptăm de la procuratură să facă ceva, din moment ce în interior nu există niciun motiv să se schimbe, de la manager până la șef de secție și așa mai departe. Eu nu zic că nu sunt medici extrem de capabili în România, dar rușinea asta și omul simplu, dacă ar avea unde să se ducă, vă spun eu că s-ar duce, dar nu mai ai unde să te duci. Și trebuie să accepti riscul de a ajunge într-un spital din ăsta și să mor cu zile. Unde te așteaptă băiatul de la firma de mortoare până la ora 4 după miezul la etajul 4? La ușa terapiei intensive. După cum au dezvăluit oamenii în direct în emisiunea asta. Și nu s-a întâmplat nimic.
Sau, eventual, pleacă cu punga de medicamente acasă care ți erau destinate ție și tratamentului tău. Cum s-a dezvăluit în emisiunea asta? Și nu s-a întâmplat nimic. Sau. Și nu s-a întâmplat nimic. Deci, atunci, nu știu, mergem și noi în altă parte, vorba dumneavoastră. Dar habar n-am unde. În fine, breaking news. Presa internațională noastră românească ticăloșită scoate la iveală legături incredibile între Florian Coldea, săgeata mafia albaneză în România, un fost șef FBI și cartelul traficanților de droguri Sinaloa. Sunt informații de-a dreptul șocante despre cum generalul în rezervă și-a întins caracatița în Albania și prin intermediul altor interpuși cu puternice legături mafiote. Hai să urmărim împreună o anchetă explozivă. Legăturile lui Florian Coldea și ale acoliților săi cu Rusia și China erau... Legăturile lui Florian Coldea și ale acoliților săi cu Rusia și China era cumva de așteptat să vedem și legături cu teroriști și rețele albaneze folosite pentru spălarea banilor. Generalul penal a semnat un contract de consultanță cu guvernul Albaniei, condus de Edi Rama, prin care a pus în aplicare metoda românească a binomului în Albania, o țară cu o corupție extrem de răspândită. La Tirana, capitala Albaniei, Florian Coldea a fost văzut la întâlniri cu politicieni, oameni de afaceri și alte persoane controversate în restaurante și hoteluri. În 2020 a apărut un articol în presa albaneză despre prezența sa acolo. În martie 2020, generalul Coldea a avut o întâlnire la Tirana cu membrii importanți ai guvernului Rama și ai Partidului Socialist. Deoarece Coldea este specializat în afaceri secrete și dubioase, nu se știe clar cu ce se ocupa la Tirana. Se presupune că Florian Coldea a participat și la întâlniri cu premierul Edi Rama, conform informațiilor obținute de redactorii Factor.al. Un an mai târziu, în iunie 2021, Florian Coldea s-a întors la Tirana pentru a participa la un eveniment cunoscut sub numele de Code Camp. La acest eveniment au participat ingineri software, arhitecți IT și profesioniști în informatică. Iar Florian Coldea, care a fost prezentat ca expert în securitate cibernetică, a deschis lista vorbitorilor importanți. Florian Coldea are legături și cu ministrul de interne Tauland Bala, care s-a confruntat anterior cu acuzații de plagiat. În plus, unele surse afirmă că Florian Coldea și familia Soros ar fi controlat Albania chiar prin intermediul lui Tauland Bala. Astfel, societățile care aparțin familiei Soros au devenit mai influente. Fundațiile Soros au investit peste 100 de milioane de dolari în Albania în ultimele decenii și au susținut ascensiunea lui Rama la putere începând cu 2013. Florian Coldea și-a întins caracatița în Albania și prin intermediul altor interpuși. Unul dintre aceștia este Dorian Ducca, investitor imobiliar cu puternice legături mafiote. Există suspiciuni la nivelul mass media și al autorităților internaționale privind posibila implicare a lui Dorian Ducca prin intermediul relației apropiate cu premierul albanez Edi Rama, în acțiuni circumscrise fenomenului criminalității organizate transfrontaliere. De altfel, la nivelul cancelariilor occidentale și al institutelor de analiză, cu renume în plan mondial, este cunoscută legătura directă dintre clasa politică de la Tirana și grupările de tip mafiot interne și internaționale. Grupările albaneze au dezvoltat adevărate industrie ale contrabandei cu arme, alcool, țigări și petrol, traficului de droguri și prostituției. În Albania sunt introduse mari cantități de cocaină provenite din America Latină, care sunt distribuite în Kosovo, Serbia și Bosnia și Herțegovina, fiind apoi transportate în Occident. Grupările albaneze excelează îndeosebi în activități specifice traficului de droguri, fiind recunoscute drept lideri de piață. Într-un rapport
raport al Inițiativei Globale împotriva criminalității organizate transnaționale publicat în 2018, în baza analizei economiei politice a regiunii și a evidențierii legăturii dintre guvernarea slabă și vulnerabilitatea economică, Albania, alături de Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Nordul Macedoniei și Serbia, a fost definită ca un veritabil fief pentru criminalitatea organizată. Dorian Ducica a pozat mult timp într-un investitor care dorea modernizarea Albaniei. În interviuri, el a abordat aspecte privind situația energetică precară din Europa și posibilitățile de viitor ale Albaniei în legătură cu gazoductele sudice, în care Albania este implicată direct. Unele dintre ideile sale au ridicat însă suspiciuni încă de la început. Au reținut atenția interviurile acordate de Dorian Ducica presei chineze, prin care susține politica statului chinez în plan intern și regional, precum și proiectele de extindere economică ale administrației de la Beijing spre Europa și Albania, reformele din China care aduc stabilitate globală. Conducerea absolută a Partidului Comunist din China este garantul acestor reforme revoluționare din China. Sunt câteva dintre articolele de pe agenția Xinhua în care apare Ducica. Într-un alt articol publicat pe Global Times, Trust Media din China, Dorian Ducica a criticat o decizie a Tribunalului de la Haga legată de disputa dintre Filipine și China asupra Mării Chinei de Sud. Decizia Curții de la Haga a fost nefavorabilă Chinei. Într-un interviu acordat china.org.cn, a criticat instalarea unui sistem de rachete american în Coreea de Sud, susținând că testele cu rachete nucleare efectuate de către Coreea de Nord nu justifică instalarea acestui sistem THAAD pe teritoriul Coreei de Sud. Din cauza proximității sale față de premierul albanez Edi Rama, cariera lui Dorian Ducica nu a fost lipsită de controverse, fiind suspectat în două cazuri de corupție și legături cu crima organizată. Cu toate acestea, cercetarea specializată OSINT nu a dus la identificarea unor date oficiale privind dosare deschise pe numele acestuia la instanțe albaneze sau internaționale. În septembrie 2022, ziarul mexican El Universal a publicat un raport al forțelor mexicane de combatere a traficului de droguri, conform căruia cartelul Sinaloa, condus între de notoriul Joaquin El Chapo Guzman, a format o alianță cu mafia albaneză, în urma căreia traficanții mexicani au început să spele sume uriașe de bani în Albania. Conform autorităților mexicane, liderul cartelului, Ismael Zambada Garcia, cunoscut drept El Mayo, a stabilit relații apropiate cu frații Luftar, Arben, Fatos și Ramis Hisa, cunoscuți oameni de afaceri albanezi cu legături la nivel guvernamental. O poză realizată în 2020 prezintă cum trei persoane, Mark Hoffman, fost parlamentar în cadrul partidului CDU-CSU din Germania, Luftar Hisa, partenerul cartelului Sinaloa, și Beșnic Lulai, un important om de afaceri din Albania ce deține Marina Bay, o importantă firmă de construcții de hoteluri și resorturi în Albania, părăsesc biroul premierului Edi Rama. Potrivit presei albaneze, întrevederea a fost organizată de Dorian Ducica, cel care ar fi în legătură cu reprezentanți direcți și indirecți ai cartelului mexican. Domnul Harnagea, eu am citit stupefiat prima dată relatările din presa internațională. Deci, realmente, credeam că, nu știu, că asist la un fake, asist la ceva. După am mai săpat și am văzut că există un dosar al FBI în care a urmărit un fost șef al instituției care ar fi intrat în combinație cu mafia albaneză. Văd că domnul Coldea se învârte fix în aceleași cercuri, sunt pozați împreună în Albania, în proximitatea biroului premierului pe care îl consiliază pe factură. Trebuie să recunoașteți că domnul Coldea are lipici la persoane dubioase și la afaceri dubioase, în afară de alea politice interne și economice interne. Acum văd că s-a externalizat puțin și pe partea externă, ce, în sfârșit, îi ridică puțin nivelul de performanțe. Sigur că dacă informațiile și ceea ce ați dat noastră ar fi reale și nu am niciun motiv să cred că nu. Nu, lucrurile sunt foarte grave. Deci nu sunt de nelăsat așa deoparte. Și eu mă întreb, aia care au stat deasupra, de-a dreapta și de-a stânga și de sub domnul Coldea, ce au păzit până acum? Păi Sofia a plecat de rele după ce a plecat. La experiența pe care o are, văd că la, cum să spun, dibăcia pe care... Vine urgia, doamnelor și domnilor.
La dumneavoastră nu aveți o alertă acolo. Da, ați văzut să vă puneți. Salvați-vă în ultima clipă, să știu. Ați văzut? Da. Uitați. Cum am vorbit de Coldea și de Sinaloa, cum a început să facă toate acestea telefoanele? Vine Guzman de la pușcărie. Domnul Ceapu. Chireac e cel mai liniștit. Vine domnul Escova. Domnule, unde e ăsta? Nu e studio. Toată lumea sare acum cu mine. Deci, hai să ne întoarcem. Dar ce spune pe o alert? Ce mă, nu-i spune. Cumpără-ți telefon. Cumpără-ți un telefon. Avertizare meteorologică de grind din dimensiuni posibil mari, vijerie cu rafale ce vor depăși 70-90 de kilometri, frecvente descărcări electrice, averse torențiale. Ora 22:36, 23:40, e primul roller pe care îl dau înainte să înceapă. Da, e oricum i-a stricat meeting-ul domnului Chireac. Și zice să evităm deplasările, domnul Chireac, rămâneți aici tot. Vă dați seama, domnul Chireac, ce fac ăștia acum cu votul? Și să suferi în seara asta, domnul. Eu nu cred să scoate saci în stradă să le bată ploaia. Cum continuăm protestul în piață? Păi, cineva... Părerea mea că puteți să intrați în guvern. Fiind mulți, puteți ocupa guvernul. N-ați fost mâna pe Biblie când ați jurat acum 4 ani? Mă bate, doamne, doamne! Domnilor și domnilor, legăturile dintre Dan Tocan și mafia generalilor Coldea și Dumbrava e scoasă la iveală chiar de tatăl, mă rog, presupusului om de afaceri pus sub acuzare de procurorii DNA. Bărbatul om de casa lui Virgil Măgureanu, fost șef al SRI, a povestit în exclusivitate pentru România TV cum a copilărit fiul său împreună cu Bogdan Neidoni, viitorul coleg al lui Coldea, dar și lucruri inedite despre vila acestuia de la Monte Carlo. Hai să urmărim dezvolurile într-o anchetă marca România TV. El a copilărit cu Neidoni. A fost și în casă la noi. Dădeau niște chefuri, și la un moment dat, ăsta, panoramul ăsta... Neidoni. Nu Neidoni, ăsta care a făcut reclamație. Chidec ăsta. O panoramă, o panoramă. Nu știu cum sau îl cunoștea așa, zice, băi, Dane, te rog frumos. Tu știi că ești prieten, ai fost copilărit cu tare cu Neidoni. Dă-te-mă și spune-i lui ăsta, el să vorbească cu ei ca să mă primească pe mine cu tare. Atâta te rog. Și de-aia s-a dus la loc. Deci Neidoni a făcut trampa. Exact. Legătura. Deci el nu s-a dus decât la Neidoni și a zis, bă, te rog eu frumos, uite, vezi că vine ăsta, aranjează să-l primească pe ăsta. Și ăsta s-a dus, a vorbit cu ei, treaba lui. Asta înseamnă că și Neidoni în minte când spune că nu-și fie de Coldea. Ei, na. De vila aia lui de la Monte Carlo. Ai, na. E clar că i-a luat Coldea. Da, da, e altceva. Dacă au fost colegi de cameră la SRI, la școala aia SRI. Coldea să fie creier. Legătura omului de afaceri Dan Tocaci cu Bogdan Neidoni, apropiatul lui Coldea, este întărită și de avocatul Anei, cel care a vorbit de șprițurile la care se ticluiau sentințele penale. L-am apărat pe un membru al familiei Neidoni pentru o infracțiune, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, unde acesta a avut o alcoolemie de aproximativ 2 la mie. Ce s-a întâmplat la momentul respectiv ține mai mult de aceste întâlniri de care eu făceam mențiune, însă în sensul că de la acea întâlnire unde se ticluiau dosarele penale și soluțiile în instanțele de judecată, a plecat acest Neidoni, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, unde acesta a avut o alcoolemie de aproximativ 2 la mie. Ce s-a întâmplat la momentul respectiv ține mai mult de aceste întâlniri de care eu făceam mențiune, în sensul că de la acea întâlnire unde se ticluiau dosarele penale și soluțiile în instanțele de judecată, a plecat acest Neidoni. El a fost prezentat de Tocaci Dan Victor. Pe parcursul urmării penale au fost mai multe presiuni, s-au discutat aceste aspecte la mese cu diversi procurori. A găsit scutătura, chiar spunea că are rețeta pentru a se poate pronunța această soluție de clasare. A ales varianta cunoscutului avocat Șori Cică, care este cercetat, a fost cercetat, trimis în judecată, condamnat de instanța de fond. Clar, i s-a promis că va lua o soluție favorabilă. Omul de încredere al lui Virgil Măgureanu spune că i-a reproșat fiului lui Dan Tocaci că a intrat în încrengătura penală. I-a zis, Dan, dus crucea, singur a intrat în ea. Nu mai intre măcar să mă fi întrebat, măcar îți dădeam un sfat. Dom'le, e o încrengătură, să pune asta pe țambat.
că dacă se iasă la iveală, cine ai de mine se zguduie. Asta era o operațiune din zecile care făceau ăștia. Eu sunt Dane, n-am ce să fac. Uite de cât i-a făcut legătura. Bă, te bă, la ăsta și mai departe cu tare. Și toată comorbirea este... A venit ăsta după să vaite, băi, Dane, băi, uite bă, ce mi-a făcut ăștia. Vită mai traficul de influență aici. Da. Vedeți că se cam leagă Dan crescând, preajma Virgil Măgureanu, ca și dumneavoastră. N-ați crescut în casă cu el și Dan n-a crescut tot cu el în casă. Da, da, dar n-are nicio treabă cu ea. N-are, dar uite că i s-au deschis gușile. Da, când, de unde vine? Bărbatul neagă faptul că fiul său ar sta prost cu banii, așa cum s-a plâns procurorilor DNA atunci când a trebuit să plătească că cauțiunea de la controlul judiciar. Am auzit că s-a prins pe la DNA care le-a promis. Nu, domnule, deci n-are treabă. Dar ăsta nu i-o fi dat și lui comisioane? Luat el toți banii? Care, mă, cine? Coldea, Dumbrava, ăsta. Poate generalii știu și tabla împărțirii și lăsa și lui. N-au treabă, domnule, deci am spus, băi, Dane, știi cum ești tu? Ești un șoricel care ai nimerit într-o zonă în care se luptă niște elefanți. Se lucrează acolo, se lucrează tare de tot. Șeresele lor. Oamenii ăștia foarte degajați, vorbesc despre niște probleme cu o degajare, că pe mine mă interzice, domnule. Acum două săptămâni spuneam că iată pornește bulgărele. Acum bulgărele, zăpada a ajuns o adevărată avalanșă. Deja este evident faptul că n-a pornit din interior. Deci cineva știa de conexiunea Sinaloa cu Albania, Albania cu România și a băgat presa internațională pe fir. Deci este clar că toată chestiunea este dirijată în exterior și nu se va putea îngropa. Ziceți? Indiferent câte dosare SIPA au ei încă în sertar, nu vor putea îngropa o chestiune care, în mod foarte evident, este pornită de forțe în exterior. Și forțele noastre interne nu rezistă asaltului, Dane? Și mie mi se pare că totul e livrat, nu mi se pare, văd că totul e livrat cu pipeta, cu țărâita. În ce sens? Controlat. Tot ce apare despre Coldea. Adică mie mi se pare că cineva, cum spune domnul colonel, conduce o campanie sau a imaginat o campanie în care asta să vină în cascadă. Dacă e o campanie sau lucrurile nu se... E ca la o banană, știi? Mie când niciodată nu poți să cojești o banană dintr-o singură mișcare, ci trebuie să dai bucată cu bucată. Deci, pur și simplu... Nu e numai asta. E situația... Hai să ne gândim la un lucru. Oamenii făceau de la favorizarea lui Hideg. Făceau lucrurile astea de 7 ani de zi. Da. Nu, de 7 ani pe firmă. Nu, 7 ani ca privați. Da. Dacă ce au făcut în interiorul serviciului, nu o să aflăm niciodată. Da? Ai impresia că s-au apucat de releve după ce s-au lăsat de serviciu? Nu, dar am zis că nu o să aflăm niciodată. Ah, okay. În sensul ăsta. Bun. Da? 7 ani de zile s-au acumulat, deja se știa despre ei ca o filieră. Pentru că Hideg s-a dus acolo știind că poate fi rezolvat. E ca pe vremuri, nu știu, ca 30 de ani. Oamenii ăștia gândiseră un business din coaliția penalilor. Orice dosar penal era o oportunitate de business. Și uitați-vă că sumele nu sunt mici deloc. 600 de mii de euro pentru o sentință este enorm. E, indiferent cum împărțeau banii, este enorm. Și la un moment dat și încă o dată, nu este singurul caz. Și clienții internaționali au atins niște clopoței de peste Atlantic. Clientul internațional e premierul Albaniei. Am văzut la un moment dat, acum câteva luni, un articol în presa albaneză, exact pe ideea asta, că Edi Rama a început să-și radă adversarii politici după modelul și era citat modelul României. Da. După aia când am văzut că Coldea avea contract de consultanță, înțeleg, vreo 7.000 de euro pe lună cu Edi Rama, mi-a fost clar că n-a făcut altceva decât le-a livrat. Nu, mai mult decât atât. Stai un pic, în varianta mai amplă a închetei noastre, pe care am difuzat-o la altă ieri, dacă nu mă înșel, scrie de fostul șef al FBI ăla, care și-a sub o închetă. Ăla, din câte știu, a fost condamnat. Așa, sau nu s-a fost condamnat. Cel de la contraspionaj, dacă da, vorbim... Ăla care, pe lângă faptul că și-a făcut... A făcut înțelegere cu procurorii. Pe lângă faptul că și-a făcut o prăvălie oficială în Albania, omul a vrut să... practic să imagineze împreună cu Edi Rama un sistem asemănător binomului românesc, dar operațiunea n-a fost aprobată de FBI la momentul respectiv.
Adică... Hai că s-au privatizat. Da, s-au privatizat. E, hai să au înțeles că puterea politică poate fi păstrată folosind mijloace penale. Ok, hai să ne întoarcem și la lucruri mai lumești. Breaking news. Isterie fără margini a reziștilor rasiști la concertul Coldplay de aseară din capitală. Mai multe reacții, valuri de altfel de reacții, au apărut după momentul în care artistul pe numele său de scenă, Babașa, a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, la Arena Națională din București, pentru a cânta împreună. Maneaua Păina a strânit huiduieli, iar comentariile din rețelele sociale au fost diverse, însă cele mai multe au criticat momentul. Hai să vedem, domnule și domnule, e o desfășurare absolut năucitoare și o dezbatere publică atât de intensă încât până și Clotilde a trecut în linia a doua. Câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate? Mă așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de rău. Eu sunt doar un puș de 22 de ani care chiar muncesc zi și noapte pentru un vis. Indiferent că cânt manele, indiferent că pentru cine nu înțelege încă treaba asta, maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine, doar pentru cei care nu înțeleg muzica cu adevărat. Atât. Pentru că, uitați, străinii ne apreciază, doar românii ne apreciază. Românii s-au arătat indignați de prezența lui Babașa pe scena de la Arena Națională și l-au criticat dur în mediul online. Maneaua putea să lipsească. Avem ceva mai mult care ne reprezintă ca români și România. Asta dovedește că România încă mai are de învățat să se comporte civilizat. Nu mi se pare corect să plătești pentru ceva și să ți se livreze altceva. De altfel, nici eu n-am auzit de acest cântăreț. Da, văd că se promovează non-valorile. Sunt doar câteva dintre comentariile internauților. Babașa, pe numele său real Vlad Babașa, este un interpret de manele foarte ascultat în acest moment. Cu peste 100.000 de urmăritori pe contul de YouTube, tânărul a lansat mai multe piese care au ajuns în topul celor mai ascultate. Originar din Bacău, tânărul are 22 de ani și provine dintr-o familie de artiști. Sora lui, Bianca Babașa, este actriță și a sărit în apărarea lui după momentul de pe scena de la Arena Națională. Credeți că tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care să facă față rasismului, discriminării și urii voastre? Nu-i nimic, asta nu este prima dată când ne lovim de așa ceva. Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni. Muncim cu oameni și pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne în comunitățile noastre. Vlad Babașa este un artist. Fratele meu și-a descoperit pasiunea de mic. A studiat câteva instrumente și apoi a ales să fie solist, să compună, să-și scrie singur muzica și a ales să facă asta cu bucurie și cu sufletul curat. Să muncească să fie din ce în ce mai bun, a scris sora lui Babașa pe rețelele de socializare. Mama și tatăl lui Vlad sunt și ei artiști cunoscuți. Mama lui, Carmen de la Roma, este solistă. Lui Vlad, Costel Babașa, este instrumentist. Toată familia Babașa a avut un moment muzical într-un spectacol pe scena teatrului din Bacău. Mai bine venit decât acasă.
apariția în piesa de teatru însă nu a prins la public cât pe YouTube piesa lui. E în trending și are 34.200.000 de vizualizări. Și acum să vedem ce s-a întâmplat astăzi la cel de-al doilea concert al trupei Coldplay în legătură cu același Vlad Babaș. Cu aplaudatul, domnilor și domnilor. Ieri au fost aia cu cuiduitul, azi au venit aia cu aplaudatul. Au fost useriști. Avem un talent deosebit să ne facem de căcați, scuzați expresia, să ne facem. Mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară și vă las cu Ionuț Grigore, care din respect și considerație pentru Vlad Babașa a venit în sfârșit cu sacoul ăla de controlor de tren. Bună seara, Ioane. Hai că de salon, vagon-restaurant. Vagon-restaurant, da? Vagon-restaurant, te rog. Bună seara, doamnelor, domnilor, imediat vă aștept, trebuie să rămâneți, vedem imagini de ultima oră din țară, pentru că sunt mai multe alerte meteo, ploi cu grindină, jumătate de țară măturată de furtuni violente, imagini din orașul care arată ca lovit de tornadă, reporterii noștri transmit în direct din mijlocul furtunilor, vorbim atenție despre record de coduri roșii și portocalii în această seară, meteorologul Silviu Grigore va fi alături de mine, ne spune exact ce urmează. Pe de altă parte, un miracol după accidentul care a blocat un drum național, o mașină strivită între parapet și combină, șoferul a scăpat ca prin minune. Cum? O să vedeți imediat. Vedem și circul făcut de reziști, încheiat cu un mini-protest, dezvăluiri de la numărarea voturilor și presiunile făcute, cum au încercat să măsluiască votul românilor. Emoționant, ultimul drum pentru stilista vedetelor. Vedem imaginile în câteva momente. Când aflăm, domnilor și domnilor, și informațiile de ultima oră venite din țară, vedem dovada că nu s-a schimbat nimic după cazul Caracal. De ce poliția a stat la Brăila? La ușa unui criminal și nu a intrat. Vă spun totul imediat. Sunt informații de ultimă oră. Vă aștept imediat după o scurtă pauză.